Ce s-ar întâmpla dacă fiecare ființă umană de pe pământ ar dispărea? La un moment dat, în viitor, aceasta ar putea fi soarta planetei noastre. Acest videoclip nu spune o poveste despre cum am putea dispărea, ci povestea ceea ce s-ar întâmpla cu lumea care rămâne în urma noastră. Deși poate dispariția oamenilor sună subiect de science fiction, în cele din urmă va veni o astfel de zi, o zi când oamenii nu vor mai fi pe pământ. Fiecare generație își are poveștile sale, totuși noi suntem primele care ne putem cauza propriul sfârșit. Cum va fi viața după dispariția oamenilor? Cum va arăta pământul fără noi? Aceasta este una dintre cele mai firești întrebări din lume. Acesta este pământul, populație zero. Timpul s-a terminat pentru om, domnia noastră asupra pământului s-a încheiat. După doar câteva ore de la dispariția noastră, luminile vor începe să se stingă în întreaga lume. 80% din energia lumii este generată de arderea combustibililor fosili. Dacă nu va mai fi nimeni care să alimenteze centralele electrice cu combustibili, atunci luminile vor începe să se stingă destul de repede peste tot în lume. Centralele electrice au destul combustibil încât să funcționeze încă 2 ani. Dar fără oameni care să consume energia produsă, reactoarele se vor opri automat în mai puțin de 2 zile pentru siguranță. Nici măcar generatoarele eoliene nu vor funcționa la nesfârșit. Turbinele au nevoie de rulmenți, de ungerea lor și de alte lucrări de întreținere. Dacă nu va mai fi nimeni care să aibă grijă de ele, energia electrică nu se va mai produce. După câteva săptămâni, planeta va fi cuprinsă de un întuneric adânc. Asta nu s-a mai întâmplat niciodată de când oamenii au descoperit focul și s-au ghemuit pentru prima oară în jurul lui. De asemenea, computerele din reactoarele nucleare intră în acțiune și le opresc pentru a preveni un dezastru. Deoarece energia electrică se oprește în întreaga lume, alte sisteme încep și ele să cedeze. Un exemplu important ar fi următorul. Sub majoritatea orașelor există o rețea complexă de tuneluri subterane pentru drenaj sau pentru cabluri, iar în cazul orașelor mari și pentru transport. Multe dintre ele se află sub nivelul apei, iar pentru a le menține uscate folosim un sistem de pompe. În tunelurile de metrou din adâncul New Yorkului, peste 700 de pompe luptă constant pentru a scoate apa la suprafață. O medie de 50 de milioane de litri pe zi. Acum că nu mai are cine să pornească aceste pompe, se estimează că tunelurile s-ar umple cu apă în aproximativ 36 de ore. Revenind pe sol, alimentele se strică pe rafturile magazinelor. Frigiderele casnice nu mai sunt altceva decât dulapuri cu alimente în descompunere. Care va fi soarta animalelor de casă odată ce oamenii nu mai sunt să aibă grijă de ele? Încă de la început, câinii vor muri în masă. Fără oameni, ei nu pot face nimic pentru a-și procura hrana obișnuită. Nu pot deschide conserve, nu pot accesa frigiderul, trebuie să părăsească locuința, altfel vor muri înăuntru. Se estimează că există undeva la 900 de milioane de câini în întreaga lume și peste 350 de rase diferite. Foarte puține dintre ele sunt adaptate să supraviețuiască după dispariția oamenilor. Cei mai mici nu vor rezista nici măcar o săptămână fără noi, vor deveni prăzi sigure. Câinii supraviețuitori se vor lupta să-și găsească un loc nou. Creaturile mici, șobolanii și șoarecii ar părea că pot trăi și fără noi. Totuși este surprinzător cât de mult depinde alimentele și resturile noastre. În primele săptămâni după dispariția oamenilor vor devasta cămările și rafturile magazinelor. După ce vor termina aceste provizii, se vor lupta să supraviețuiască, mâncând carton, textile sau orice altceva găsesc. În cele din urmă, aceste rozătoare vor trebui să abandoneze casele și clădirile pentru a-și căuta hrană în sălbăticie. În același timp, vor deveni ținte ușoare pentru prădători. Mai mult ca sigur vor supraviețui pe termen lung, dar numărul lor va fi redus drastic. Tot în această perioadă, în lipsa supravegherii, sistemele de securitate din reactoarele nucleare vor eșua și ele, pornind o serie de explozii pe tot globul. În zonele respective, flora și fauna vor fi distruse de radiații, dar în celelalte locații, natura începe să câștige teren.
După 6 luni, zonele urbane încep deja să se sălbăticească. Prădătorii se vor întoarce rapid în absența oamenilor. Prădătorii mai mici, precum râșii și coioții, au supraviețuit întotdeauna pe lângă populația umană, așa că ei vor fi primii care vor coloniza cartierele abandonate. Carnivorele mai mari vor trebui să aștepte mai mult până când habitatul va putea să le susțină stilul de viață. Destul de curând, chiar și acestea vor vâna în locuri unde odată erau curțile noastre. La un an de la dispariția oamenilor, orașele încă pot fi recunoscute, dar natura începe să își revendice drepturile. Unul dintre primele mari efecte fizice în absența oamenilor va fi tranziția suprafețelor impenetrabile. Parcările, drumurile, toate vor fi inundate de o mulțime de plante. În orice loc unde soarele poate pătrunde, vor crește probabil plante. Semințe mici se vor bloca în crăpături și plantele se vor întinde mai departe. Plantele se pricep la asta, pot distruge lucruri în doar câțiva ani. Fără oameni care să le elimine, buruieni ca păpădia se pot infiltra în orice crăpătură. Când aceste burieni vor muri, resturile lor se vor combina cu mușchi și licheni și vor forma astfel un nou strat de sol. Foste grădini îngrijite se vor transforma în câmpuri unde vor paște căprioarele. Alte animale sălbatice vor începe să cutreiere orașele abandonate. Dominația omului asupra naturii par a fi niște cuvinte mari când ai o asemenea priveliște. Cele mai puternice elemente ale naturii își recapătă supremația pe pământ. Declanșate de fulgere, incendii cu care cândva oamenii se luptau, acum au o furie de necontrolat. În orașele și cartierele cu clădiri abandonate, ierburile și burienile sunt combustibili pentru flăcări. Deoarece clădirile sunt arse complet, lemnele carbonizate eliberează substanțe nutritive în sol, furnizând noului val de plante azotul necesar creșterii și prosperării. La 5 ani de la dispariția oamenilor, șoselele vor dispărea sub o pătură verde care se răspândește ca un monstru. Avansarea naturii nu cunoaște limite. Monumentele construite de oameni sunt înghițite de verdeață. În realitate, natura va recuceri pământul foarte repede. Stăpânirea omului asupra naturii a fost întotdeauna doar o iluzie. Fără armatele de grădinari și reparatori, orașele moderne sunt neputincioase în fața naturii. După 5 ani de la dispariția noastră, marile parcuri din orașe devin adevărate păduri. Unde erau cândva molurile sau intersecțiile aglomerate, se va auzi acum ecoul junglei. Va mai fi o problemă cu animalele de la zoo. Depinde dacă vor fi capabile să evadeze sau nu. Lucrurile pot lua o întorsătură dramatică dacă leii și tigrii vor vâna prin orașele abandonate. Aceste animale sunt perfect adaptate să supraviețuiască după dispariția oamenilor și probabil că vor ajunge în vârful lanțului trofic în acele zone. Trecând mai departe, sunt lucruri pe care le știm cu siguranță la 20 de ani după dispariția oamenilor, pentru că există un loc pe glob unde deja s-a întâmplat asta. Au trecut 20 de ani de când omenirea nu mai există. Fără oameni care să aplice vopsea și mentenanță, chiar și clădirile din beton solid încep să cedeze. Animale care au evitat oamenii din totdeauna acum își fac cuiburi și culcușuri în casele noastre. Cum știm asta? Pentru că există un loc în lume unde deja s-a întâmplat. Acesta este Pripyat, cândva unul dintre cele mai moderne orașe din fosta Uniune Sovietică. Orașul este abandonat de mulți ani și ne dă o idee clară despre ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar fi îndepărtați brusc. Evacuat după dezastrul de la Cernobâl, Pripyat a ajuns dintr-un oraș prosper cu 50.000 de locuitori, un oraș fantomă, practic peste noapte. Acestea sunt câteva imagini din locația respectivă, școala pe care elevii au abandonat-o, blocurile de locuințe acum invadate de vegetație, stadionul orașului unde aveau loc tot felul de evenimente, iar acest parc de distracții avea deschiderea programată la 4 zile după dezastrul nuclear. Cu alte cuvinte, nu a fost folosit niciodată. După explozie, oamenii de știință s-au așteptat la ce e mai rău. Majoritatea copacilor pe o rază de aproape 3 km au fost distruși, multe animale au murit.
Totuși, lipsa oamenilor pentru atât de multă vreme a sporit viața sălbatică în zonă chiar și după această catastrofă. Doar imaginați-vă cum va arăta acest loc după, să spunem, 200 de ani. 25 de ani într-o lume fără oameni. În zonele rurale, natura deja a început să șteargă orice evidență că acolo am trăit cândva noi. În suburbii, haitele de câini sălbatici își caută următoarea pradă. În unele dintre cele mai mărețe orașe ale lumii, Londra, Amsterdam, New York, pământul solid devine din ce în ce mai greu de găsit. După un sfert de secol, ferestrele neîntreținute expuse la umezeală și căldură cedează tot mai mult. Imensele clădiri de birouri rămase acum fără corporatiști au devenit casa perfectă pentru alte viețuitoare, porumbeii. Deși porumbeii aveau o oarecare nevoie de oameni pentru a supraviețui, se pare că sunt adevărat supraviețuitori și s-au descurcat și fără noi timp de 25 de ani. Dispariția oamenilor a forțat de asemenea clasicii gândaci de bucătărie să schimbe obiceiurile de trai. Deși ei se înfruptau din gunoaiele și resturile noastre, pot să mănânce și carton, hârtie sau practic orice material organic, inclusiv frunze moarte sau rădăcini. Deși mâncarea nu reprezintă o problemă, gândacii au nevoie și de căldură, căldură pe care oamenii o procurau în trecut prin sistemele noastre de încălzire artificială. Gândacii au apărut în zonele tropicale, iar unii experți spun că ei nu pot supraviețui iernilor fără căldura produsă de oameni. Totuși, este greu să crezi că o astfel de specie care a prins apariția și dispariția dinozaurilor ar putea muri complet. Într-adevăr, prima iarnă de după oameni va duce la moartea multor exemplare, dar mulți s-au mutat sub pământ în căutarea căldurii până când vara va reveni. Lupii sunt altă specie care ar prospera în lipsa oamenilor. I-a învânat fără milă timp de secole. Când europenii au ajuns pentru prima dată în America, se crede că doar în zona Statelor Unite ar fi existat peste jumătate de miliard de lupi. Până în secolul 20, aceștia au fost nimiciți aproape complet. Acum că nu îi mai vânează nimeni, populația de lupi crește de 6 ori în fiecare an. După 25 de ani de la dispariția noastră, Statele Unite ar putea găzdui din nou 500 de milioane de exemplare. Sunt peste 6,5 milioane de kilometri de drumuri pavate doar în Statele Unite și cred că nu e nicio coincidență că se află pe unde trec de obicei animalele. Șoselele au afectat în special urșii grizzly, blocându-i în zone mici departe de sursele de hrană și potențial parteneri pentru împerechiere. Fără mașini și fără oameni, drumurile nu mai prezintă bariere pentru ei, ci reprezintă cărări către zonele unde mâncarea există din abundență. În timp ce orașele mărețe din beton sunt încă în picioare, suburbiile sunt aproape de nerecunoscut. 90% din case au o structură din lemn. Deși multe au ars din cauza calamităților naturale, altele sunt acum devorate. Fără întreținere, lemnul este extrem de vulnerabil în fața termitelor. Ele adoră celuloza, o componentă principală a lemnului, iar apetitul lor este necruțător. Unele colonii pot consuma până la 500 de kilograme de lemn pe an. Totuși, termitele nu sunt singurele amenințări, clasicul proces de putrezire afectând și el rapid structurile din lemn. Clădirile din piatră vor avea o durată de viață mult mai mare față de orice conține lemn. Cu condiții bune și mentenanță umană, construcțiile din piatră pot rezista mii de ani. În unele zone din Europa, poduri antice construite de romani sunt încă folosite și în ziua de astăzi. Totuși, fără noi, piatra va ceda în fața unui inamic puternic, sarea. Sunt multe metode prin care sarea se poate infiltra în structurile de piatră și monumente, prin aer, apă de mare sau chiar excrementele păsărilor. Odată infiltrată, sarea se va extinde în interiorul structurilor, spărgând în timp piatra literalmente. Într-un experiment, această bucată de piatră expusă unui mediu cu salinitate crescută a ajuns de la această formă la aceasta în doar 3 săptămâni. La microscop poți vedea cu ochiul liber cum sarea
răcoarea deteriorează piatra. Deși sunt departe de a fi imune, mărețele piramide au supraviețuit timp de 5.000 de ani, în special datorită climatului uscat. Prea masive pentru a fi distruse de oameni sau natură, piramidele din Giza sunt singura din cele 7 minuni antice ale lumii care a supraviețuit până în era modernă. Multe monumente au rezistat doar datorită oamenilor. Sfinxul a fost prima dată reparat și restaurat în anii 1400 înainte de Hristos. Cercetătorii susțin că fără intervenție umană, Sfinxul s-ar transforma în praf după 500 de ani. După 50 de ani fără oameni, chiar și cele mai bine construite structuri încep să cedeze. Brooklyn Bridge, unul dintre cele mai faimoase poduri din lume, a rezistat pentru mai bine de 125 de ani. Motivul pentru care a rezistat au fost arhitecții și inginerii care au avut grijă de el. Îl vopseau regulat, îl reparau, înlocuiau piesele care trebuiau înlocuite. Fără oameni, fără ingineri, procesul de deteriorare accelerează dramatic. Inamicul principal al fierului este coroziunea. Putem vedea rugina oriunde fierul nu este întreținut. În San Francisco, Golden Gate Bridge avea o echipă de 17 muncitori și 38 de vopsitori care lucrau full-time la întreținerea podului. Fără ei, cablurile încep să ruginească, vopseaua dispare, fierul cedează și se va ajunge la un moment dat când pur și simplu toată structura va ceda. 75 de ani de la dispariția oamenilor. Multe dintre cele 1,4 miliarde de mașini care cândva cutreierau șoselele sunt acum doar rămășițe ruginite ale trecutului nostru. Roțile se dezumflă în primii câțiva ani, deși cauciucul și alte materiale din care sunt făcute vor rezista pentru secole întregi. Vopseaua va sări în cele din urmă, iar cum se va întâmpla asta, rugina va mânca la propriu automobilul. După 100 de ani, chiar și cele mai rezistente mașini, abandonate în cele mai bune medii, vor fi niște bucăți de metal de nerecunoscut. Ne aflăm acum într-o lume fără oameni de mai bine de 100 de ani. Brooklyn Bridge, care a rezistat 125 de ani cu oameni, nu face față nici măcar unui secol fără noi. Cum cablurile cedează pe rând, întreaga structură se balansează, iar ulterior se va prăbuși în apa de dedesubt. Un pod suspendat precum Golden Gate poate rezista cu un singur cablu rupt. Odată ce 2-3 cabluri cedează, întregul pod este compromis. Dacă unele dintre cele mai mari construcții s-au prăbușit după doar 100 de ani, va rămâne ceva care să aducă aminte de noi în această lume post-apocaliptică, care va fi moștenirea noastră după 100 de ani de la dispariția oamenilor. Păstrate în condiții ideale, hârtia și rolele de film pot rezista până la 200-300 de ani. Odată expuse la altă umiditate și temperatură decât cele ideale, această durată de viață va fi scăzută cel puțin la jumătate. Toate acele cadre istorice care ne reprezintă cultura, chiar și casetele tale vechi de acasă, nu ar rezista 100 de ani fără grija oamenilor. Toate vor ajunge să arate așa. Acestea sunt role de film aflate în diferite etape de descompunere. Bibliotecile, locul unde sunt stocate cunoștințele noastre adunate în ultimii mii de ani, sunt atacate și ele de un inamic invizibil, mucegaiul. Unele cărți și documente nu vor avea această soartă. Unele pergamente din zona Mării Moarte au rezistat 2000 de ani în peșteri din deșertul Iudeei, datorită climatului uscat și lipsei razelor solare. Totuși, acestea sunt excepții rare. Nici măcar informațiile digitale nu vor rezista la nesfârșit. Plasticul din care sunt construite CD-urile și unitățile de stocare au o durată de câteva zeci de ani, poate 100 în condiții ideale. Cunoaștem lucruri despre egiptenii antici pentru că aceștia și-au lăsat memoriile sculptate în pietre. În timpul modern pe care îl trăim, informația este de obicei stocată într-o formă computerizată, pe un CD sau pe hârtie printată. Cu alte cuvinte, toate metodele noastre nu vor rezista în timp nici măcar 100 de ani.
ani, foarte departe de informațiile egiptenilor antici care s-au păstrat timp de mii. Este destul de ironic că, deși ne considerăm mult mai inteligenți și avansați tehnologic decât oamenii de acum 5.000 de ani, încă nu avem o soluție la fel de durabilă sau mai durabilă decât hieroglifele egiptenilor sculptate în piatră. După 125 de ani de la dispariția oamenilor, tunelurile subterane de metrou despre care spuneam că s-au inundat în primele 36 de ore sunt acum râuri subterane. Grinzile și arcadele care susțin tavanul sunt pe cale de a se prăbuși. Aceste tunele nu sunt cu mult sub nivelul străzilor, iar coloanele nu sprijină doar tavanul tunelului, ci și strada de deasupra. În timp, în aceste tuneluri inundate, coroziunea își va face treaba, iar astfel vor ceda. Răsune ecoul distrugerii fierului și cimentului, în timp ce străzile de deasupra se prăbușesc în subteran. Deasupra solului, viața din orașe este din nou agitată. Plantele agățătoare au crescut pe pereții zgârie-norilor abandonați, adaptându-se să se hrănească cu apa de ploaie din crăpături. S-a creat un fel de ecosistem pe verticală. Deoarece insectele și animalele mai mici s-au stabilit acolo, apar și pisicile. Există astfel de exemple în întreaga lume. Dacă ai mers vreodată la Coloseum, ai văzut că este plin de pisici. Aceste feline sunt urmașii fostelor noastre pisici domestice. Imediat după dispariția oamenilor, ele au înlocuit hrana furnizată de noi cu șoareci de câmp și mici păsări. Vânătoarea în câmp deschis era grea, dar aici sus e mult mai facilă. Acum ele își trăiesc întreaga viață deasupra orașului, găsind tot ce au nevoie pentru a supraviețui, fără să mai atingă pământul vreodată. Ele ar deveni noi regi ai acestui lanț trofic la altitudine, cu panorame care cândva valorau milioane de dolari. În timp ce pisicile au făcut un pas înainte, mulți câini au revenit la obiceiurile strămoșilor lor. Unii s-au împerecheat cu lupii, iar acum se organizează în haite pentru a dobori prăzi mai mari. Așa drăguți cum îi vedem noi, întinzându-se pe podeaua din sufragerie, câinii încă posedă acel instinct de supraviețuire, iar asta îi va ajuta foarte mult într-un viitor fără oameni. La 150 de ani de la dispariția oamenilor, oceanele sunt mai pline de viață ca niciodată. Creaturile marine au fost probabil printre cele mai recunoscătoare pentru dispariția noastră. Istoric, noi am tratat oceanele în două moduri ciudate în același timp, ca o cămară pentru pește proaspăt și ca pe o toaletă. Fără oameni care să pescuiască și să polueze, a fost eliberată calea pentru această însănătoșire uimitoare. Cercetările au arătat că în secolul XVIII, înainte de revoluția industrială și distrugerile cauzate de oameni, oceanele au fost capabile să susțină un număr mare de forme de viață. Atât de multe balene care aruncă jeturi de apă, atât de mult ton care înspumează oceanul, atât de multe țestoase că puteai parcă trece marea pe spatele lor. Dacă oamenii ar dispărea brusc de pe fața pământului, cam așa s-ar putea să arate oceanele din nou. Numărul pescărușilor este de asemenea în creștere, dar creșterea este înșelătoare. Abundența de hrană, sau mai bine zis gunoaie de la oameni, a permis populației de pescăruși să explodeze dincolo de ceea ce natura poate susține în mod obișnuit. Noi oamenii suntem probabil cea mai murdară specie și pentru o perioadă foarte lungă de timp am umplut câmpuri de gunoi. Pentru pescăruși, asta a însemnat o uimitoare autoservire gratuită. Adevărul este că multe păsări nu ar supraviețui primei ierni dacă ar trebui să își vâneze singure hrana. O consecință imediată a unei lumi fără oameni ar fi niște pescăruși foarte flămânzi. După ce la început vor muri pe capete, cei rămași vor profita de recuperarea oceanelor, unde mulțimea bancurilor de pești le va șterge din memorie orice amintire a mâncărurilor oamenilor de care ei se bucurau înainte. Din New York în Chicago, capodoperele noastre din fier și oțel sunt pe punctul de a se prăbuși. Turnul Eiffel nu este nici el invincibil. Pe timpul oamenilor, structurile sale de fier au fost vopsite la fiecare 7 ani pentru a le proteja de coroziune. Dacă în timp nu faci nimic pentru acea structură, ea va șubrezi și se va prăbuși. Perioada dintre 100 și 300 de ani de după oameni va fi probabil era marilor prăbușiri în întreaga lume.
Când oamenii au dispărut, nivelul mării era deja în creștere. În Manhattan, de secole, solurile inundate din jurul pilonilor fundației Empire State Building au permis clădirii să se închine. Odată ce clădirea deviază de pe verticală, forța gravitațională lucrează împotriva structurii, crescând tensiunea la bază. Primii 500 de ani de la dispariția oamenilor au reprezentat o era a distrugerilor și dezintegrărilor. Structurile de beton au rezistat cel mai mult. Romanii antici au inventat prima formă de beton și unele dintre structurile lor au rămas intacte pentru mai bine de 2000 de ani. Totuși, betonul modern nu este nici pe departe la fel de durabil. Are un conținut mai mare de apă și este mai puțin dens, ceea ce produce mai multe bule de aer și crăpături. Structurile moderne din beton mai au un defect fatal. Sub suprafață există o plasă de oțel forjat care nu ruginește deoarece betonul menține un mediu alcalin în jurul ei. Când alcalinitatea scade, ceea ce se va întâmpla odată cu trecerea timpului, atunci oțelul începe să corodeze. În timp ce oțelul ruginește, își poate crește volumul inițial de 3 ori, creând astfel o presiune de suprafață care va fărâmița betonul. Privind aceste imagini ale declinului civilizației noastre, ne ajută să ne identificăm cu trecutul, cu grecii și romanii antici, cu ruinele orașelor lor. Fiecare dintre noi știe că trupurile noastre se vor descompune, de ce nu și orașele noastre? Cu 1000 de ani în urmă, 7,6 miliarde de oameni numeau această planetă casă. Până la începutul secolului 21, mai mult de jumătate din populație locuia în orașe, orașe care acum sunt de nerecunoscut. La 1000 de ani de la dispariția oamenilor, această scenă ar fi extrem de diferită, cu foarte puține dovezi care să susțină că aici a fost cândva un oraș prosper al oamenilor. Am vedea o junglă plină de vegetație. Clădirile s-ar prăbuși, solul va începe să se refacă, ar începe să crească copaci. Resturile clădirilor vor deveni noi dealuri. Natura se va reface singură și încet va reveni la un paradis verde tipic planetei pe care ne aflăm. Au trecut 10.000 de ani de la dispariția oamenilor. Este posibil ca numai după 10 milenii omenirea și moștenirea noastră să dispară fără urmă? Oamenii de știință au prezis cândva că istoria și cultura noastră vor supraviețui prin intermediul undelor radio care vor fi purtate prin univers la infinit. Poate vor fi interceptate de specii inteligente de pe o altă planetă îndepărtată. Unii cred că undele formează o sferă care se dilată dinspre pământ, înspre univers, strigând între ghilimele: aici suntem și asta este cultura noastră. Din păcate, calculele recente făcute de SETI, Centrul pentru Căutarea Inteligenței Extraterestre, au arătat că toate semnalele se vor transforma în zgomot de fond după o distanță de 1-2 ani lumină. Dacă acest lucru este adevărat, semnalele noastre nu vor ajunge nici măcar la cea mai apropiată stea față de Soare, Alpha Centauri, care se află la peste 4 ani lumină depărtare. Deci, ce va rămâne după 10.000 de ani de la dispariția oamenilor care să poată spune povestea marii civilizații care a fost cândva pe pământ? Fier ruginit, beton sfărâmat, lemn și hârtie degradate. Totuși, ceva din ceea ce a construit omul pe pământ rămâne. Cele mai colosale dintre structurile noastre din piatră, cum ar fi Marele Zid Chinezesc, deși supus eroziunii, va fi încă de recunoscut pentru un timp sub o formă oarecare. Marea Piramidă din Giza este atât de masivă încât va dura destul de mult să fie înghițită de nisipurile deșertului. Mediul înconjurător este cel care în cele din urmă învinge, cu tremure, furtuni de nisip, ploi, dar sunt și câteva excepții. Merită menționat muntele Rushmore, sculptat în granit solid, într-un loc stabil geologic, singurul lui dușman fiind ploaia. Muntele Rushmore ar rezista probabil încă 100.000 de ani. Este chiar posibil ca în timp să fie privit cu teamă și admirație de către viitorii locuitori ai planetei, înlocuitorii noștri. Cine sau ce ar putea fi acești înlocuitori?
poate cimpanzei ar putea face cumva saltul. Totuși, trebuie să luăm în considerare asta. Unii oameni de știință cred că este ușor pentru natură să aducă animalele la un nivel inteligent unde ar putea folosi unelte, unde ar putea deveni stăpâni în mediul lor înconjurător. Dar un asemenea salt, ca ele să fie capabile să privească cerul și să-și imagineze cosmosul, să fie în stare să se studieze pe sine, să fie în stare să contempleze la sensul vieții lor pe pământ, acesta ar fi putut fi un simplu accident de care am avut noi norocul. În orice caz, nu vorbim despre o recuperare completă. Vorbim despre o planetă care poate continua, dar nimeni nu va mai vorbi sau gândi despre ea. Dacă existența Pământului de 4,5 miliarde de ani ar fi condensată în 24 de ore, această trecere de 10.000 de ani ar reprezenta doar o fracțiune de secundă. Existența de până acum a omului pe planetă ar fi mai puțin de jumătate de minut. Deci, exact ca un sătuc abandonat pe o scară globală, Pământul ar continua și fără noi. A fost viață înainte de oameni, cu siguranță va fi viață și după dispariția lor. Hello, hello, hello! Vom face înregistrarea de la... Sunt prea prost pentru secolul ăsta, pentru că aici nu mi-am notat ce trebuie să înregistrez. Why God, why? Ok. Schimbăm, nu înregistrăm ăsta, îl facem pe urmă, după ce mi-adaug alea, facem SAM53W1. Acest videoclip nu... Ideea e că la cut-ul ăla, nu-ți imagina că o să fie cut, îi fac zoom, știu, o să vadă super frumos. A fost ok? O mai zic o dată. Da. Nu, e la butonul...